această seară continuăm ciclul nostru de studiu pe mărturisirea de credință. Ne aflăm în capitolul 15, un capitol care are ca și temă de studiu pentru noi tema pocăinței mântuitoare. Am studiat în lecția anterioară despre credința mântuitoare și în această seară vrem ca să ne uităm la pocăința mântuitoare. Mărturisirea de credință începe cu un prim paragraf peste care în mare parte vom sări în această seară, care ține de pocăința, de convertirea aleșilor lui Dumnezeu care se pocăiesc la o vârstă mai înaintată. Și mărturisirea vrea să facă o distinție între felul în care experimentează pocăința cineva care se pocăiește la o vârstă mai înaintată versus cineva care poate se pocăiește la o vârstă mai fragedă. Pocăința este aceeași, dar că experimentarea ei este diferită. Dacă te pocăiești la 40 de ani și ai trăit 40 de ani în lumea aceasta, probabil că ai experimentat tot felul de lucruri păcătoase și atunci când momentul convertirii vine, va fi un moment de criză, va fi un moment în care lucrurile săvârșite, experiențele avute în viață până la acea vârstă vor fi mult mai devastatoare decât dacă Dumnezeu ți-a dat harul să crești într-o familie de pocăiți și să te aducă la viață spirituală la vârsta de 12 ani, de exemplu, da? Asta nu înseamnă că în esență pocăința nu este aceeași, dar experimentarea ei, din punct de vedere a credinciosului, va fi diferită. Noi ne vom focaliza în această seară pe paragraful 2 și în mod special până la paragraful 4, care vizează pocăința propriu-zis. Mărturisirea începe în paragraful 2 să ne arate care este necesitatea pentru pocăință și să ne arate faptul că toată lumea are nevoie de pocăință. Nu există cineva, în orice categorie te-ai afla, care ar putea spune că nu are nevoie de pocăință. Pocăința este o nevoie universală, pocăința este inclusiv o nevoie a noastră, a celor care suntem credincioși. Mărturisirea spune în felul următor. Nu există nicio persoană care să facă binele și care să nu păcătuiască. Căci până și cei mai buni dintre oameni cad în păcate și ispite mari împotriva lui Dumnezeu, prin puterea și înțelepciunea naturii lor interioare corupte și prin tăria ispitelor. Nu există nimeni care să nu păcătuiască ca atare, toți avem nevoie de pocăință. Chiar cei mai tari dintre noi, datorită firii pământești, datorită ispitelor care sunt mari, cădem în păcat și păcătuim împotriva lui Dumnezeu, de aceea avem nevoie de pocăință. Eclesiastul 7:20 ne spune în felul următor. Nu există pe pământ niciun om drept care să facă numai binele și niciodată să nu păcătuiască. Toți oamenii păcătuiesc. Fiecare dintre noi. Apostolul Pavel spune în felul următor în Roman 3:12. Toți s-au rătăcit. Cu toții au devenit buni de nimic. Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Problema aceasta a păcatului este una universală. Toți oamenii trebuie să se pocăiască. Toți oamenii cad în păcat și au nevoie de pocăință. Soluția este una singură. Soluția este pocăința prin harul lui Dumnezeu. Mărturisirea ne prezintă această soluție în felul următor. De aceea, prin mila lui, Dumnezeu a dăruit celor aleși legământul harului. Așa încât atunci când credincioșii păcătuiesc și cad, ei sunt restaurați la mântuire prin pocăință. Mărturisirea ne arată că este în temelia, în baza acestui legământ al harului prin care suntem mântuiți, suntem restaurați și atunci când cădem,
prin harul pocăinței suntem restaurați în relația noastră, în experimentarea relației noastre cu Dumnezeu. Ideea aceasta de legământ al harului, am studiat-o împreună, am văzut diferența între legământul faptelor și legământul harului. Un alt cuvânt pentru a spune legământul harului ar fi noul legământ, care este într-un fel împlinirea acestui legământ, acestei promisiuni veșnice a lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, de exemplu, vedem că acest legământ, această promisiune, este revelată inclusiv în Vechiul Testament. Și, de fapt, această promisiune este revelată încă de la început, încă din grădina Edenului, am văzut împreună, că li se dă o promisiune împreună cu blestemul care se rostește, cu judecata care se rostește, să rostește o promisiune, că va veni o soluție dată de Dumnezeu. Va veni cineva care va zdrobi pe cel rău, va rezolva această problemă și omul trebuia să se încreadă în soluția lui Dumnezeu. În Ieremia 31, de la versetul 31 la 34, avem într-un mod foarte clar pictat acest nou legământ. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământul pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor. O voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul. Și toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Iar în Ieremia 32:40 spune în felul următor, voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frică de mine, ca să nu se depărteze de mine. Există acest legământ al harului, care am văzut că are rădăcinile în legământul făcut între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul din veșnicie și are împlinirea în crucea Domnului Iisus Hristos. Există acest legământ în baza căruia pocăința este posibilă, în baza căruia pocăința se realizează. Temelia pocăinței, temelia iertării este legământul harului. Suntem primiți datorită acestui legământ, ne pocăim datorită acestui legământ, pocăința este posibilă datorită acestui legământ. Dacă n-ar fi pentru acest legământ al harului, dacă n-ar fi pentru această hotărâre a lui Dumnezeu să facă acest legământ, să facă aceste promisiuni, dacă n-ar fi pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, pocăința ar fi fără putință. Și dacă prin absurd ai vrea să te pocăiești, dacă n-ar fi o temelie, o bază în care pocăința ta să fie primită, ea n-ar avea nicio valoare. Observați faptul că legământul acesta nu garantează că cei care fac parte din legământ nu vor mai păcătui. Nu garantează lucrul acesta. Nu spune că cei care se află sub acest legământ nu vor mai păcătui. Dar garantează câteva lucruri. În primul rând, am văzut că garantează justificarea celor care sunt cuprinși în acest legământ. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Este îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă păcatele și se raportează la noi. Nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Când relaționează cu noi, nu relaționează cu noi ca și niște păcătoși, ci relaționează cu noi ca și niște fii, ca și niște oameni iertați, cu nelegiuirea iertată. La doilea rând, vedem că se garantează sfințirea și perseverarea noastră în acest legământ. Nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze
de mine. Dumnezeu garantează prin acest legământ, garantează prin această promisiune aceste două aspecte. Va pune în inima noastră, va lucra în inima noastră frica de El ca să nu ne depărtăm de El. Procesul de sfințire, care începe la convertire, care este o lucrare a lui Dumnezeu, care continuă de-a lungul vieții, prin care Duhul Sfânt imprimă caracterul lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu în inimile noastre, în așa fel încât să o iubim, nu doar să o cunoaștem, în așa fel încât să o împlinim. Este o lucrare a lui Dumnezeu promisă în noul legământ. Perseverarea este promisă, pentru că perseverarea, în primul rând, este o acțiune a lui Dumnezeu. El este cel care perseverează. El este cel care perseverează în a ierta. El este cel care perseverează în a lucra în viețile noastre. Nu mă voi mai întoarce de la ei. Orice ar fi, nu mă voi mai întoarce de la ei. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Va lucra în așa fel, cu așa magnitudine, în viața celor care sunt cuprinși în acest legământ, încât această schimbare, această transformare, această creștere va fi realizată. De aceea, când citim, de exemplu, în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire, înțelegem că baza, temelia acestei promisiuni este legământul Harului. Înțelegem că de aceea avem impulsul ca să ne mărturisim păcatele. Înțelegem că de aceea avem dorința. Înțelegem că de aceea putem avea certitudinea că păcatele noastre vor fi iertate. Pentru că există un legământ, există o promisiune, un contract în baza căruia se garantează acest lucru. Înțelegem faptul că pocăința este o necesitate pentru cel necredincios, pentru a intra într-o stare corespunzătoare cu Dumnezeu, dar și pentru cel credincios care a căzut în păcat. Iar ambele, pocăința celui necredincios și pocăința celui credincios care a căzut, sunt realizate prin harul lui Dumnezeu în baza acestui legământ. Orice lucrare de pocăință, orice impuls de pocăință, orice acțiune de pocăință, orice gând de pocăință este lucrat de Dumnezeu în harul Său în baza acestui legământ. Ca atare, trebuie să înțelegem că pocăința este datorită acestui legământ și pocăința este necesară pentru toți oamenii. Toți oamenii, mici sau mari, bătrâni sau tineri, credincioși sau necredincioși, sunt chemați la pocăință, pentru că toți oamenii au păcătuit. Întrebarea rămâne pentru noi această seară: ce este pocăința? Vrem să răspundem la această întrebare și mărturisirea răspunde la această întrebare. Mărturisirea ne spune că pocăința este un har al Evangheliei. Este un har pentru că este un dar nemeritat, o lucrare a lui Dumnezeu, nu în meritul nostru, nu pentru că ne este dator, ci este o decizie a lui Dumnezeu, un cadou a lui Dumnezeu, prin care El se angajează să facă această lucrare. În al doilea rând, este un har al Evangheliei, pentru că ea vine, pocăința vine prin Evanghelie. Pocăința este lucrată întotdeauna de Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin Evanghelie. Oamenii nu se pocăiesc doar așa, din senin. Oamenii nu se pocăiesc uitându-se la cer sau la copaci. Oamenii se pocăiesc atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra inimilor lor prin cuvântul lui Dumnezeu, prin vestirea Evangheliei. Evanghelia este necesară pentru pocăință. De aceea, pocăința este un har al Evangheliei. În Evanghelie este puterea lui Dumnezeu de a mântui. Evanghelia este instrumentul care este folosit de Duhul Sfânt pentru a lucra credința și pocăința. Mărturisirea spune nu doar că este un har al Evangheliei, dar asta este primul aspect care trebuie ca să îl reținem, dar este un har prin care noi suntem făcuți conștienți de multele rele ale păcatului nostru. În al doilea rând, înțelegem că pocăința este o conștientizare
a păcatului nostru. Dacă înainte eram orbi față de păcatul nostru, dacă înainte eram inconștienți față de păcatul nostru, acum, odată ce am fost făcuți părtași al acestui har al pocăinței prin vestirea Evangheliei, prin lucrarea Duhului Sfânt, suntem făcuți conștienți de păcatul nostru. A fi conștient de păcatul tău nu înseamnă doar a-ți admite păcatul, a admite că există, ci a realiza cât de groaznic este acest păcat. Suntem făcuți conștienți de multele rele ale păcatului nostru. Îmi pare rău că traducerea este chiar așa de lemn aici. Suntem făcuți conștienți la toate valențele grozăviei păcatului nostru. Realizăm cât de scârbos este, cât de urât este, cât de groaznic este. Și în acel moment conștientizăm că suntem păcătoși și că ceea ce am făcut este absolut oribil. Ceea ce suntem este absolut oribil. Al doilea aspect care trebuie să-l reținem despre pocăință este un har al Evangheliei care produce o conștientizare. În al treilea rând, nu doar produce conștientizare, dar ne umilește, produce umilința față de păcatul nostru. Mărturisirea ne spune că datorită acestui har, datorită acestei lucrări, noi ne umilim în ce privește păcatul nostru. Pocăința implică o deplină umilință a ființei umane înaintea lui Dumnezeu. O îngenunchiare totală înaintea lui Dumnezeu. Pocăința este momentul în care prin ochii credinței ne uităm în oglinda divinității, în oglinda caracterului Dumnezeu și pentru prima dată în viața noastră ne vedem așa cum suntem. Urâți, morți, cadavre spirituale în comparație cu lumina, cu frumusețea care este caracterul lui Dumnezeu. Și este în acel moment, prin credință, prin lucrarea Harului Dumnezeu, este în acel moment că recunoaștem că noi nu putem face absolut nimic pentru salvarea noastră, ci suntem total dependenți de Harul nemeritat al lui Dumnezeu. Este total la latitudinea Lui să ne mântuie. Este total la alegerea Lui să ne salveze din starea în care ne aflăm. Pocăința este o îngenunchiare deplină a eului uman. O detronare deplină a eului uman. Avem un tablou minunat acestei stări de umilință umane care o produce pocăința în Luca 18, de la versetul 9 la 14, prin această pildă minunată. Domnul Iisus spune această pildă să explice care este starea de umilință a unui om care este justificat. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Deci avem un om foarte religios, între elitele vremii, și avem un vameș care era disprețuit, care era considerat de nicio valoare. Fariseul stă în picioare, deci contrastul continuă, vedem, dar fariseul se crede îndreptățit, fariseul se crede bun. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Omul acesta se credea bun înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta era orbit de orbirea lui spirituală, de moartea lui spirituală și pretindea că stătea înaintea slavei lui Dumnezeu, să uita în oglinda care este Dumnezeu și să vedea bun. Ce groaznic! Niciun om care s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu nu s-a văzut bun. Niciun om care a văzut vreodată măcar o mică parte din slava lui Dumnezeu nu a făcut altceva decât să cadă cu fața la pământ. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun, zice Domnul Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit, neprihănit, decât celălalt.
Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Pocăința este o smerenie totală. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nemeritată. Descoperirea realității în inima noastră, a ceea ce suntem, a pedepsei care o merităm și a faptului că în ciuda ei, Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu ne acceptă. Ne îngenunchează de plin înaintea Lui. În al patrulea rând, pocăința este o profundă părere de rău. O profundă schimbare a dispoziției noastre față de păcat. Mărturisirea spune, având o adâncă și sfântă părere de rău cu privire la păcatele noastre, le urâm și manifestăm un adânc dezgust față de aceste păcate. Pocăința nu este doar o admitere sau o conștientizare a păcatului, este o nouă dispoziție față de păcatele noastre. Ce înainte iubeam, acum urâm. Ce înainte ne atrăgea, acum este repulsiv pentru noi. Ce înainte ne plăcea, acum produce dezgust. De ce? Pentru că prin credință, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea regenerării, avem o nouă natură. Alte gusturi spirituale, alte dorințe spirituale. Și când privim la poftele noastre păcătoase, la faptele noastre murdare, avem o adâncă și sfântă părere de rău cu privire la păcatele noastre. Le urâm și manifestăm un adânc dezgust față de aceste păcate. Asta este atitudinea omului care a experimentat o adevărată pocăință față de păcatul lui. Nu spune, păi, ăsta-s eu, un păcătos. Ce să fac acum? Ăsta-s, da, mie asta îmi place. Nu. Adevărata pocăință îți schimbă dispoziția, îți schimbă atitudinea, îți schimbă poziționarea față de păcatul tău. 5. Mărturisirea spune că nu doar dispoziția noastră se schimbă, dar există o acționare care începe. Și acțiunea aceasta începe cu o rugăciune, începe cu o cerere față de Dumnezeu odată ce am realizat starea noastră și păcatul nostru. Mărturisirea spune în felul următor. Noi ne rugăm pentru iertare și pentru a căpăta tăria Harului. Pocăința implică nu doar conștientizarea, nu doar o umilință, nu doar o ură față de păcat, și o cerere a sufletului nostru față de Dumnezeu. Și această cerere este dublă. Pe de o parte, ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare pentru păcatul nostru. Vrem ca să fim absolviți de păcatul nostru. Și în al doilea rând, trebuie să ne cerem putere. Putere pentru ce? Putere să nu mai păcătuim. Putere să nu mai întristăm fața lui Dumnezeu. Putere ca să nu mai cădem în acea ispită. Trebuie să ne pară rău, trebuie să cerem iertare și trebuie să cerem putere să nu mai păcătuim. Nu doar că ne cerem iertare, nu doar că cerem putere ca să nu mai înfăptuim acele păcate, dar există și o acțiune a pocăinței în mod continuu. Mărturisirea spune în felul următor. Suntem hotărâți și ne străduim ca prin puterea dată de Duhul Sfânt să mergem înaintea lui Dumnezeu și să fim plăcuți Lui în toate aspectele vieții noastre. Pocăința nu este doar caracterizată de aspectul negativ al conștientizării, al umilinței, al părerii de rău și chiar a cererii de iertare, dar are și aspectul pozitiv, a unei zbatere pentru a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. Pocăința nu este doar să-ți ceri iertare, pocăința este, odată iertat, să răspunzi printr-o trăire plăcută. Pocăința este o viață trăită ca și o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cum se realizează în viața credinciosului această viață? În primul rând, trebuie să fim hotărâți. Trebuie să existe o decizie conștientă și constantă de a fi plăcut lui Dumnezeu. În fiecare zi, să ne trezim și să ne luăm crucea și să mergem înainte. Spunem, astăzi vreau să iau decizii care vor fi plăcute lui Dumnezeu. În fiecare moment, la fiecare răscruce de drumuri, conștient și constant să-ți spui, eu vreau să trăiesc în așa fel încât să fiu plăcut lui Dumnezeu. Eu vreau să trăiesc în așa fel încât conștiința mea să fie ascultătoare de Dumnezeu.
Al doilea rând, trebuie să ne străduim. Nu putem doar să luăm o decizie la nivel de minte sau chiar la nivel de inimă și să o lăsăm doar atât, o decizie. Dacă chiar credem și dacă chiar ne-am pocăit și dacă chiar ne-am hotărât, voința noastră trebuie să fie mișcată de această lucrare a lui Dumnezeu, de această pocăință autentică, de această credință autentică. Și aici trebuie să ne străduim. Există o luptă, Scriptura ne spune, împotriva păcatului. O luptă care trebuie dusă până la sânge. O strădanie, o bătălie, o aspritate cu sine. Iar această hotărâre constantă, consecventă, conștientă și această luptă spirituală poate și va da rezultat doar prin puterea dată de Duhul Sfânt. Trăirea în sfințenie, ne spune Scriptura, nu este în cele din urmă realizarea noastră, ci este în cele din urmă o lucrare a Duhului Sfânt. Ce trebuie noi să facem? Să ne hotărâm, să fim conștienți, să veghem, să ne rugăm, să ne pocăim, să ne străduim, să ne luptăm. Și prin puterea dată de Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, vom trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. De aceea, Biblia peste tot ne îndeamnă să facem dar roade vrednice de pocăința noastră. Pocăința trebuie să producă ceva. Pocăința trebuie să producă un rod. Pocăința trebuie să producă acțiune. Pocăința trebuie să producă roade, fapte, o viață vrednică, demnă de pocăință. Altfel ea nu a fost pocăință. Altfel a fost doar o părere de rău sentimentală. A fost doar ceva la nivel mental. Dar n-a fost o lucrare duhovnicească. Apoi pocăința întotdeauna, ne spune mărturisirea și ne spune și Scriptura, merge mână în mână cu credința. Pocăința și credința sunt intercalate în așa fel încât nu pot fi desprinse. Pocăința și credința sunt interdependente. Nu există pocăință fără credință și nu există credință fără pocăință. De aceea mărturisirea ne spune că această pocăință întotdeauna se întâmplă prin lucrarea Duhului Sfânt și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cele două nu pot fi separate. Ele trebuie să se întâmple întotdeauna în mod constant împreună. John Murray spunea în felul următor: întrebarea care vine mai întâi, credința sau pocăința, este una inutilă. Și insistența că una ar putea precede alta este fără rost. Nu există vreo prioritate aici. Credința mântuitoare este una penitentă întotdeauna, iar pocăința mântuitoare este una în credință întotdeauna. Credința și pocăința sunt lucrate întotdeauna împreună de Duhul Sfânt. Nu poți spune că te-ai pocăit dacă nu ai credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu te pocăiești în baza credinței în Domnul Iisus Hristos. Și nu poți spune că crezi în Domnul Iisus Hristos dacă nu există pocăință. Dacă nu există renunțare de păcat. Dacă nu există ură față de păcat. Dacă nu există o schimbare în viața ta. Cele două merg mână în mână. Atunci când Duhul Sfânt lucrează, lucrează o pocăință completă. Și o lucrează prin credință în Domnul Iisus, a cărui jertfă este singurul motiv pentru care pocăința și credința ar fi eficientă la ceva. Altfel poți să crezi ce vrei și poți să renunți la ce vrei. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos nu au nicio valoare. De aceea este credința în jertfa Domnului Iisus Hristos care dă eficiență pocăinței noastre. Apoi, în următorul punct, mărturisirea face această subliniere între pocăința punctuală și procesul de pocăință care trebuie să-l experimenteze fiecare credincios. Așa cum bine știm, există un moment al pocăinței inițiale, când suntem aduși la viață pentru prima dată. Dar există apoi un proces al pocăinței care fiecare dintre noi trebuie să-l parcurgă. Mărturisirea spune despre acest proces în felul următor. Pocăința este un proces continuu de-a lungul întregii noastre vieți. Motivul pentru care este nevoie
să ne pocăim în mod continuu este pentru că păcătuim în mod continuu datorită firii pământești. De aceea mărturisirea spune, din cauza trupului nostru de moarte și a activităților lui, de aceea pocăința este un proces continuu. De aceea este nevoie să mă pocăiești și te pocăiești în mod continuu. Pentru că în orice moment din viața noastră mai există încă păcat în viața noastră. Pentru că încă suntem în aceste vase de lut. Pentru că încă suntem în această fire pământească. Și de aceea, în fiecare moment, avem nevoie de harul pocăinței. De aceea, în fiecare zi, avem nevoie să ne pocăim. Dacă ne uităm în 1 Ioan, capitolul 1, vedem această realitate descrisă a faptului că credinciosul se zbate cu această realitate a păcatului întotdeauna. Și trebuie să se zbată cu ea. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, pe Iisus Hristos cel drept. Câteva sublinieri. În primul rând vedem că premisa de la care pornește Ioan este că toți credincioșii păcătuiesc. Pentru că spune, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui nu este în noi. Observați faptul că nu doar că credincioșii păcătuiesc, dar credincioșii trebuie să admită faptul că au păcătuit. Că este imposibil să nu păcătuiască. Altfel spus, a spune că nu păcătuiești, cum spun cei care adoptă poziția perfecționismului, este dovadă a faptului că adevărul nu este în el. Cuvântul lui nu este în el. Dacă întrebi pe cineva, mai este păcat în viața ta? Și el spune, nu, eu nu păcătuiesc. Se dovedește ca și fiind un necredincios, unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că Ioan spune că dacă spunem că nu păcătuim, îl face pe Dumnezeu mincinoș. Pentru că Dumnezeu mărturisește despre noi că suntem păcătoși. În al doilea rând, observați faptul că dorința și dispoziția credinciosului este ca să nu păcătuiască. Credinciosul nu vrea să păcătuiască. Premisa de la care pornește autorul este că credinciosul tinde, vrea, dorește, are o dispoziție spre a nu păcătui. Și intenția lui este ca să-i ajute să nu păcătuiască. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dorința credinciosului nu este să păcătuiască. Dorința lui este să nu păcătuiască. Și totuși el păcătuiește. Și totuși el cade. 3. Observați reacția credinciosului atunci când păcătuiește. Reacția credinciosului, reacția omului care este viu în Hristos, este una de pocăință. Atunci când Duhul lui Dumnezeu îl cercetează, atunci când este conștientizat de păcat, reacția lui, reflexul lui spiritual, este de pocăință. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător pe Iisus Hristos cel drept. Ce trebuie să facem? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. De ce? În baza legământului care l-a făcut, în baza promisiunii care a sigilat-o cu sângele său, El este bun și drept să facă lucrul acesta. Pentru că El a plătit pentru toate păcatele noastre. De aceea putem cu curaj să mergem înaintea Tatălui nostru, cu părere de rău, cu umilință și să spunem, Tată, ne pare așa de rău că Te-am întristat. Ne pare așa de rău că am încălcat cuvântul Tău. Nu vrem! Și totuși s-a întâmplat. Ne zbatem, ne luptăm și totuși am căzut. Iar în baza promisiunii Domnului nostru Iisus Hristos și în baza jertfei Lui avem această siguranță că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept
ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Ca tare, înțelegem că această pocăință este esențială pentru noi ca și credincioși, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, care, deși ne dorim să nu păcătuim, deși avem o nouă natură, suntem încă în aceste trupuri pământești și cădem și păcătuim. De asemenea, este deosebit de important pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru cei care nu au o relație cu Dumnezeu, pentru cei care sunt chemați chiar și în această seară, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos și doar în baza acestei jertfe, să cadă cu fața înaintea lui Dumnezeu, să-și recunoască starea de păcat, să-și ceară iertare înaintea lui Dumnezeu, să părăsească păcatul, să urască păcatul și să se prindă de promisiunea Domnului Iisus Hristos de iertare. Amin. Amin. Dacă sunt întrebări, mai avem timp suficient. Cum împăcăm versetele care, așa cum ne-ai amintit, spun că dacă zice că nu avem păcat, suntem, îl face pe Dumnezeu mincinos, cu versete, de exemplu, din 1 Ioan, din 3 Ioan, sau 2 Ioan, în care zice că cine e născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Da, 1 Ioan 3, 8 cu 9, 1 Ioan 5. Întrebarea este, care trebuie să ne punem, este dacă Ioan se contrazice sau nu se contrazice. Eu personal cred că nu se contrazice, pentru că Scriptura nu se contrazice. Dacă ne uităm, de exemplu, în 1 Ioan 3, Cornilescu traduce cine păcătuiește, da? Așa cred că traduce, dar nu cred că este o traducere suficient de bună. Dacă ne uităm în noua traducere, se traduce cine trăiește în păcat. Da? Sau în alte traduceri spune cine persistă în păcat. Și acolo avem, și fratele nu vrea să fie de acord, dar nu are ce face pentru că textul asta spune, avem de-a face cu o construcție formată din două cuvinte. Da? Verbul a face, da? Sau a practica, și păcat. Și Cornilescu traduce cine păcătuiește. Dar dacă ne uităm, de fapt, nu-i corect tradus, pentru că verbul a practica sau a face este unul prezent care indică o acțiune continuă, da? Care poate fi tradus doar a practica continuu sau a trăi în. A spune cine păcătuiește ca și o instanță singulară este o traducere eronată. Dar și dacă nu am admite aspectul ăsta lingvistic, să zicem, până la urmă exegetic, da? Ca și hermeneutic, să ne punem întrebarea, ce vrea Ioan ca să ne spună? Mărturia clară a întregii scripturi, inclusiv a lui Ioan aici, este că orice om, chiar și cei pe care îi numește copilași, păcătuiesc. Se întâmplă să păcătuiască. Da? El spune, dar dacă păcătuim, avem un mijlocitor. Ca atare, el admite faptul că, deși el vrea ca ei să nu păcătuiască, deși îi cheamă ca ei să nu păcătuiască, se poate întâmpla că ei vor păcătui. Mi se pare logic că singura interpretare este că el se referă la cei care persistă în păcat, la cei care au un stil de viață păcătos, la cei care, de fapt, nu se pocăiesc, nu vor să se pocăiască de păcatele lor și nu la ai păcătuit o singură dată, ca atare înseamnă că nu ești din Dumnezeu. Dacă asta ar fi înțelesul care vrea Ioan ca să luăm din Ioan 3, de exemplu, atunci el s-ar contrazice într-adevăr. Dar nu cred că spune asta, nu cred că spune asta nici la valoarea de față, nici citind textul, pur și simplu, ce spune. Da? Și asta cred că e simplu de rezolvat luând o traducere mai bună, nu știu cum traduce GBV-ul. Perfect. Perfect. Dar NTR-ul traduce cine trăiește în păcat și apoi uitându-ne la tot contextul este evident că el n-are cum să se refere la cine are un singur păcat după convertire, înseamnă că nu este din Dumnezeu, pentru că atunci nu mai face sens ce spune înainte de asta. Da? Deci trebuie ca să-l lăsăm pe Ioan să interpreteze singur. Dacă vroia ca să spună asta, că cine are un singur păcat după convertire nu este din Dumnezeu, atunci n-ar fi spus în 1 Ioan 1 de la 8 la 10 ce a spus, dar ar fi omis lucrul acesta. Și apoi când reconciliem
1 Ioan, cu restul Scripturii, din nou vedem că există o gândire consecventă pe lucrul acesta, în sensul că toată Scriptura se așteaptă ca cei regenerați să mai cadă în păcat. Da? Ce rost are să mai avem în Evrei un mijlocitor care ne cunoaște slăbiciunile? E irelevant. Odată ce ai căzut într-o slăbiciune, nu mai ai nicio scăpare. Da? Nimic nu mai face sens. Ca tare, Biblia, luată per total, ne spune că o interpretare, cine păcătuiește o singură dată înseamnă că nu este din Dumnezeu, este total eronat. GBV zice cine practică păcatul. Cine practică neprihănirea, cine practică păcatul. Da, este o traducere literală. Verbul a practica. Problema e că prezentul în limba greacă este diferit decât prezentul în limba română. Dar nu e la fel de sugestiv. Deși corect. A practica păcatul n-ai cum decât să înțelegi. A practica e ceva continuu. Nu înseamnă că am făcut un lucru odată. Problema pe care am ridicat-o și personal și pe care o ridic și acum este faptul că nu există, cred eu, nimeni aici, în afară de cazul în care a dormit toată ziua, să fi trecut câteva ore fără să fi păcătuit. În gând, fapt, vorbă și așa mai departe. Și dacă iei faptul că în fiecare zi toți cei care suntem aici păcătuim, înseamnă că noi practicăm păcatul, nu? Nu. Păi... Nu, eu de aia cred că în fiecare zi păcătuim timp de 30 zile. N-am practicat păcatul 30 nu. Zile. Nu. Nu, eu de aia cred că traduce că mie netere îmi place mai mult cine trăiește în păcat. N-am trăit în păcat dacă am păcătuit 30 zile la rând? Nu. Nu, pentru că nu avem o dispoziție către păcat, nu avem dorința de a păcătui, pentru că atunci când păcătuim și suntem conștientizați de el, răspundem în pocăință. Eu cred că a trăi în păcat este Efeseni 2, da? Morți în păcatele noastre în care trăiam, în care ne scăldam, da? Aia este trăirea în păcat. Când trăiești în păcat și îți place în păcat și respiri păcatul și tu ești păcătos și nu vrei să te pocăiești. Eu cred că asta este trăirea în păcat. Credincioșii niciodată nu doresc să facă păcatul? Ba, sunt când își doresc să facă păcatul. Da, există perioade în care ne răzvrătim, în care cădem în răzvrătire. Și atunci care e diferența elementară? Deci dacă un credincios poate să-i placă păcatul, își poate dori la un moment dat să facă păcatul, după ce o păcătui, nu se pocăiește de păcatul lui imediat. Dar se pocăiește până la urmă. Până la urmă. Ce perioadă trebuie să fie ca eu să dau seama că trăiesc în păcat sau nu am trăit în păcat? Ar fi bine să-ți dai seama cât mai repede, dar harul lui Dumnezeu e mare și îndelung răbdător. Dar tu ar fi bine să te pocăiești cât mai repede, frate. Am înțeles. Și cum împăcăm ceea ce spune Andrei, am înțeles, ceea ce spui frate Mihai, am înțeles. Cum împăcăm încredințarea? Adică fiecare s-ar putea ca fiecare credincios, zic așa ipotetic, să aibă un păcat în viața lui, care să meargă de-a cursul celor 30 de zile. 60, 80, sau un an, 2, 3. Sau exact, un an, 2, 3. Adică tu zici, mai nu cu păcatul, frate, mă, nu. Atunci nu trăiesc în păcat, care din credincioșii de față nu au un păcat pe care îl conștientizează, de care se pocăiesc zilnic, dar pe care îl practică, să nu zic zilnic, dar... Pe perioada de două ori pe zi sau odată la două zile sau așa. Te referi la cafea sau despre ce vorbim aici? Încerc să-mi dau seama. Nu, frate, uite, îți dau eu un caz. Tinerii din ziua de astăzi care sunt dependenți de pornografie. Poate un tânăr... Sau de altceva, de droguri sau de... Da. Nu, poate un tânăr de mârfă. Da. De mârfă. E mai simplu, da. E mai simplu. Poate un tânăr născut din nou să fie dependent de ceva. Să zicem, se luptă. El nu-i zice, se luptă 3 ani de zile cu telenovelele, cu pornografia, cu curvia. Se luptă. Mai cade, dar se luptă cu asta. El zice, bă, atunci îmi face plăcere, dar după aia îmi pare rău și mă pocăiesc. Poate ăla este un creștin născut din nou care, uite, îți dau 3 ani de zile, 4 ani de zile. Alții spun de 13 ani de zile, că s-a luptat cu un păcat. Practic, el nu practica păcatul ăla. Că în timp ce s-a uitat la pornografie și în fine, nu vreau să strânesc imaginația nimănui, nu spunea, nu se simțea oribil. Omul îi plăcea atunci. După aceea nu-i plăcea, zicea că pare rău, că se pocăiește și așa mai departe. Ăla e un om născut din nou? Putem declara despre el că e un om născut din nou? Că lui îi plăcea lucrul ăla, își dorea lucrul ăla, practica lucrul ăla, timp de 10 ani, 3 ani. Încerc să dau o judecată subiectivă. Poate un pic, explică-mi asta, că scap și după aia plec și nu rămân nelămurit. Bine. Vreau să fii lămurit. Ideea e în felul următor.
Câți dintre noi, sau cum explici lucrul ăsta, păcatul pe care îl avem, îl au foarte mulți din cei născuți, din nou, și care se duce de-a lungul timpului și la care revin, obsesiv sau nu, și așa mai departe. Cum îl împăcăm ăsta? Ce facem? Nu îl împăcăm, îl omorâm. Bine. De ce să îl împăcăm? Nu, cum împăcăți, împaci cu poziția de creștin. Cum poate coexista, asta e întrebarea, cum poate coexista dacă nu există trăire în păcat? Cum zice el, dacă scormonim fiecare în viața lui, fiecare avem poate un anumit păcat cu care ne luptăm. Poate la anumite vârste ești mai predispus spre anumite păcate. Înțelegi? Stai de plictisești și ce fac? Stau și povestesc pe toată lumea și bârfesc. Nu mă pot pocăi de asta, nu mă pot lăsa. Sau nu știu. Alte lucruri. Pierderea timpului, frate. Cheltuirea prostească a banilor timp de ani de zile. Deci eu cred că... Asta e deja. Da, nu, asta nu-s păcate. Nu, vorbim de păcate serioase, nu? Asta nu-i serios? Am risipit viața, nu-i serios? Nu, nu am risipit bunurile pe care... Cei care stau și tratează problema filozofică... Uite, îi place păcatul, mai avem să ne mai spune. Nu, chestiile astea așa... Nu recunoaște păcatul? Asta e momeala aruncată... Să avem tot mai multe semne. Nu, Andrei. După predica asta pune să zici... Asta e momeala aruncată cu undița de creștini, în care dăm supreș anumite păcate care își... Păcate serioase. Sigur că putem spune, bă, fiecare păcat e serios, fiecare atentează la slava lui Dumnezeu și e oribil în locul lui Dumnezeu. Înțeleg. Dar nu veni la mine și îmi spune că risipirea banilor sau pierderea timpului sau știu eu ce, o discuție cu între două surori că așa duc la un păcat și ăla e echivalent cu ura față de fratele tău, cu desconsiderarea și tratarea cu dispreț a fratelui tău, ca să dau numai păcate așa, care se petrec în cercul ăsta al nostru. Nu, păcatele, mă refer la un păcat care se duce ani de zile și pe care îl cunoști și cu care, cum spui tu, te lupți, dar ce faci? Îți născut din nou sau nu îți născut din nou? Mă întreb... Da. Pe mine obiectiv despre tine sau... Nu. Acum nu spune de față cu toți. Deci să luăm câteva aspecte. Deci, eu cred că există păcate, de exemplu, care fac parte din caracterul nostru, de care suntem conștienți și ne luptăm. În cele din urmă, siguranța mântuirii mele și certitudinea mântuirii mele nu stă nici măcar în rezultatul luptei respective. Stă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu urăsc păcatul ăla, mă rog ca Dumnezeu să mă elibereze de el, mă port aspru cu mine, dar în cele din urmă, dacă Dumnezeu îngăduie ani de zile, poate, da? Ca să mă îngenuncheze total, să-mi dau seama că îs un nimeni, un nimic. Da? În cele din urmă, singura mea speranță nu este dacă am reușit niște performanțe spirituale, ci este jertfa Domnului Iisus Hristos. Astea fiind spuse, eu cred că, cum zicea Andrei, da, există poate anumite păcate care la în anumit timp sunt mai predominante în viață sau anumite ispite, dar în același timp există și perioade de cercetare și cred că trebuie ca să fim atenți că atunci când Duhul Sfânt iluminează în viața noastră un păcat, să nu-l băgăm sub preș. Dacă în viața ta Duhul Sfânt a iluminat problema bârfei, ăla este păcatul care trebuie să te lupți atunci. Nu mă zici, băi, acum sunt probleme mai mari. Sunt frați în biserică care au probleme mai mari. Lasă acum, ia, chiar bârfa mea e cea mai mare problemă. Eu aș spune despre o asemenea persoană care are o asemenea atitudine despre bârfă, care trebuie să-și pune mari semn de întrebare despre nașterea din nou. Dacă el e cercetat de Duhul Sfânt despre păcatul acesta, nu înseamnă că nu are păcate mai mari în viața lui, dar Duhul Sfânt a hotărât că atunci să-l cerceteze pe aspectul acesta, da? Un frate poate că l-a confruntat sau s-a întâmplat ceva, a degenerat o situație și resimte problema bârfei. O persoană născută din nou cred că ar trebui ca să reacționeze și să zică, bă, că eu am o problemă cu bârfa. Da? Eu am o problemă cu bârfa. Și cred că trebuie să fie dispus să ia măsuri majore. Majore. Dietrich Bonhoeffer, mulți cunoașteți numele, da? Teologul revoluționar care a vrut să-l ucidă pe Hitler. Nu chiar adevărat portretizarea asta, dar așa îl cunoaște toată lumea. La un moment dat conducea o școală teologică
Și regula care el a instituit-o pentru că vedea pericolul bârfei era că nu puteai vorbi și rosti numele unui alt frate fără el de față. Pentru că el a considerat pericolul ăsta așa de major pentru el și pentru studenții lui. Extraordinar. John Piper zicea la un moment dat, cu cât înaintez în vârstă, cu cât iei anumite sfaturi din Sfântele Scripturi, din ce în ce mai literal. Adică, de exemplu, când Domnul Iisus ne vorbește despre dragoste, ne vorbește despre faptul că dacă cineva îți cere haina, să-i dai și cămașa, noi zicem, ba, acolo e așa, o alegorie, așa. Adică, nu, ideea este că să dai tot. Asta e ideea. Și el zicea, cu cât mă apropii mai mult de a-L întâlni pe Hristos în persoană, cu cât pot ca să debitez mai puține scuze din astea. Când Biblia spune că dacă ceva te face să păcătuiești, un mădular te face să păcătuiești, mai bine să-l tai. Un ochi, o mână, da? Nu zic că ar trebui să ne tăiem mâinile, dar cât de radical am fost în a ataca păcatul, încât să putem spune că e până la sânge. Dacă o circumstanță ne face să păcătuim, dacă un cadru, dacă o meserie, dacă orice ar fi ea, da? Suntem dispuși ca să o tăiem? Păi, nu prea. Da? Da, mi-aș pune semnul de întrebare. Eu n-am să leagă pe nimeni, să le dau o falsă siguranță, să le spun, nu, sunt astea păcate respectabile, stai liniștit, sunt curvari în biserică, stai liniștit, sunt o felul de hoți. Nu. Nu. Dacă tu ai fost conștientizat de frații tăi, de Duhul Sfânt, de conștiința ta, că ești un bârfitor și tu zici, acum eu sunt bârfitor, nu-i mare lucru, ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Pentru că bârfitorii, mincinoșii, homosexualii, hoții, tâlharii, niciunul nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Niciunul. Da? Într-adevăr, Biblia ne arată că există păcate cu efecte temporale mari sau mai mari, da? Sunt păcate în trup care avem răsplata în trup, da? Gen păcatele sexuale și așa mai departe. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, toate păcatele sunt infinit de grotești. Toate. Absolut toate. Ca atare, eu n-aș spune nimănui, da, știi, dacă tu te zbați numai așa o mică chestie, știi? E ok, frate, ești în regulă. Nu. Zbate-te până la sânge. Luptă-te cu păcățelul ăla, dacă vrei să-l numești așa, până când ești eliberat de el sau până când te ia Domnul acasă. Până când te ia Domnul acasă, da? Până atunci te lupți. De aia nu există. Ideea de, care mai ales în cultura asta noastră evanghelică, ideea de credinciosul care-i liniștit. Nu în sensul de o pace care întrece orice pricepere, ci așa punk, prost, da? E un oximoron pentru mine. Dacă ai experimentat mântuirea și pocăința și procesul de sfințire lui Dumnezeu, e o luptă și un chin continuu. Ai urcat un deal, urmează o vale. Și de fapt poate nici nu e o vale, e doar o supraconștientizare a ta. Ai impresia că ai urcat două trepte, te uiți la tine și zici, îți pănicăier, da? Iară te pui și escaladezi. Mai ai urcat două trepte, te uiți iară în oglindă, nu-mi vine să cred. Deci ideea de pocăitul ăla care pur și simplu stă acasă și așa zen, bă, eu ok, tot e super, așteptăm numai venirea Domnului. Nu am întâlnit un asemenea om mântuit. N-am întâlnit. De obicei sunt oameni care se zbat, sunt oameni ca și vameșul acela care se bat cu pumnul, se poartă aspru cu ei, oameni care își văd păcătoșenia, oameni care nu există, nu. Și pe de altă parte, în mijlocul bătăii respective, în mijlocul bătăliei, în mijlocul dezamăgirilor, în mijlocul falimentelor morale, pacea mea și liniștea mea este că-s mântuit nu în baza performanțelor, ci în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Asta e singur. Altfel, oricând m-ai întreba, dacă m-ai întreba în baza cum a decurs zilei, dacă ar trebui să mă duc în iad sau în cer, ar trebui să spun iad. E foarte clar. Astăzi. Da? Ar trebui să spun iad. De când am plecat de acasă și când am ajuns la mașină, n-am reușit să fiu cu minte. Deci, nu. Dar nu trebuie să le împăcăm. Eu cred că tensiunea, eu cred că ele sunt date așa de radical ca să nu fie împăcate. Să nu le lăsăm, da, e ok, nu. Nu le împăca. Zbate-te cu el. Spre binele tău și spre binele meu. Cum împăcăm? Nu mai împăcăm nimic. Ideea nu ne împăcăm cu păcatul, cu mașină, știi. Nu. Cum să
de mulți ani mă frământă așa, zice că cel mai mare păcat pe care îl poate comite și îl comit orice creștin și zilnic, îi să încalci cea mai mare poruncă, care este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima. Ții minte deja și că nu este un moment în viața noastră, un singur moment în care să respectăm porunca asta. Cum încălcăm călcarea permanentă? Până și în clipele astea, și când ești cercetat la maxim, tot nu-L iubești din toată inima pe Dumnezeu, ești comis păcat împotriva cele mai mari porunci, cu cine e născut din Dumnezeu nu perseverează în păcat. Dacă noi perseverăm în fiecare clipă, ne iubindu-L pe Domnul Dumnezeu, adică încălcând cea mai mare poruncă a Lui. Dar ești într-o stare de credință și de pocăință față de încălcarea aia, nu? Deci eu cred, eu aș spune, opinia mea este că da, ideea de perseverență, deci discuția poate de ani de zile în România, în bisericile noastre, legat de perseverența în păcat, este inutilă și nu progresează deloc, din punctul meu de vedere, pentru că factorul principal discutat este că continui în păcat. Asta e singurul lucru discutat. Corect? Primul lucru care vine în minte când spui perseverență în păcat, înseamnă că în mod continuu eu fac păcat. Din punctul ăsta de vedere, toți oamenii de pretutindeni, pocăiți, nepocăiți, de orice cult, trăiesc în păcat. Dacă ăsta e singurul factor pe care îl duci în discuție, continuitatea în păcat. Corect? Deci dacă singurul factor adus în discuție este continuitatea în păcat, nu există niciun om de pe suprafața Pământului, înainte de convertire sau după convertire, care să nu trăiască în păcat. Dacă asta înseamnă trăire în păcat. Dar, cum spunea și Mihai, și-a folosit foarte mulți termeni care să arate continuitatea în păcat ca și concept biblic, nu înseamnă în primul rând, cred eu, înseamnă și asta, dar nu înseamnă în primul rând continuitate în păcat. Ci înseamnă complacere în păcat, lipsa luptei împotriva păcatului, lipsa dorinței de a scăpa de păcat, ascensiunea de oricare grad în lupta împotriva păcatului. Deci nu simplu fapt de a continua în păcat înseamnă trăire în păcat, ci înseamnă mai degrabă complacere continuă în păcat. Lipsa oricărei dorințe de a te lupta împotriva păcatului. Lipsa oricărei dorințe după slava lui Dumnezeu care este terferită prin păcatul meu. E foarte simplu. A continuat luptat în păcat. Am rezolvat. N-am atins problema. Deci eu dacă aș predica în fiecare duminică împotriva trăirii în păcat, n-am rezolvat nimic. Tu n-ai conștientizat ce înseamnă să ofensezi gloria lui Dumnezeu, tu n-ai conștientizat ce înseamnă să calci în picioare dragostea Domnului Iisus Hristos, tu n-ai învățat ce înseamnă să ai dorință de a lupta împotriva păcatului. Tu n-ai învățat nimic. Tu pur și simplu ai obsesia să nu continui păcat. Atâta tot. Și nu te-am ajutat practic cu nimic. Aia nu este sfințenie. Aia e moralism. Da, aia nu este sfințenie. Pentru că tu n-ai înțeles esența de fapt sfințenie, care e o chestiune lăuntrică de inimă, de predispoziția inimii mele, de dispoziția inimii mele, de plăcere, de dorință, de motivație pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, bunătatea lui. De asta e conflictul ăsta, mega conflictul în mine, când stau, poate mă închid undeva singur, sau mă duc în mașină, sau mă duc până la pâine, sau undeva, și la 30 de ani sau la 40 de ani încă plâng și zic, ești nebun, ce e cu mine? Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Un necredincios nu-și pune întrebarea aia, omule. Un necredincios nu are procesul ăla de conștiință, tu înțelegi? Nu-i pasă, nu-l interesează. El trebuie să facă niște enormități ca să ajungă la o chestiune de genul ăsta care ține puțin și să minte puțin și o rezolva problema, înțelegi? Ei, chestia de sau conceptul de continuitate în păcat, cred eu, trebuie privit din toate unghiurile astea. Dorință, da? Complacere, motivație, intenție, mai mulți factori care înseamnă a trăi în păcat. Da? O dispoziție, o predispoziție, o înclinație a vieții mele. Din nou, eu cred că problema în esență și motivul pentru care nu există niciun progres în discuția despre trăirea în păcat, este pentru că trăirea în păcat este discutată în general doar dacă faci păcat de mai multe ori. Sau în mod continuu. Da, altfel spus că în multe biserici, din păcate, dacă există o persoană în biserică care în mod evident e necredincios, dar își poate controla derapajele morale și de comportament, e ok. Da? În schimb, ce ar trebui ca să alarmeze instant o adunare, nu e doar un derapaj moral, ci ar trebui, în momentul în care eu îmi dau seama, eu cred despre fratele cutare, îmi dau seama din comportamentul lui, din felul în care vorbește, din viața lui, lipsa de progres, că omul ăsta s-ar putea să nu fie născut din nou. Da? Asta e alarmarea numărul unu. Asta ar trebui să... Și din păcate cei mai mulți nu se alarmează. Cât timp omul vine, cântă în cor, pare decent și așa mai departe, pare că nu trăiește în păcat. Dar dacă el e necredincios, el e mort în păcat. Da?
Deci Biblia, dacă se folosește termenii care e folosit în Biblie, cumva cred că poate te ajută, trăirea în păcat egal moartea spirituală. Da? Moartea față de păcat, adică ce înseamnă moarte față de păcat? Înseamnă credință în Domnul Iisus Hristos și respingerea tot ceea ce înseamnă păcatul, ura față de păcat, înseamnă trăirea în sfințenie. Acum, când ești mort față de păcat, mai păcătuiești, da? Când mai păcătuiești, dar ești credincios și ai murit față de păcat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, trăiești în sfințenie. Da? Deci, cumva așa trebuie înțeles. Nu să, dacă vrem ca să le punem în termeni absoluți, cum zice Andrei, hai să contabilizăm. A păcătuit în ultimii 5 ani, toți trăiesc în păcat. Dar nu așa vorbește Biblia despre categoriile acestea, da? Corect. Cred că asta e esența... Trăirea în păcat este moartea spirituală. Nu, și sincer, deci dacă este să-ți faci o radiografie personală, eu mă întreb dacă sunt născut din nou și mi se pare normal ca om născut din nou să-mi pun întrebarea asta. Și cu cât avansez în viață, îmi pun întrebarea asta. Și asta este dovada luminii lui Dumnezeu. Eu cu cât voi vedea mai mult frumusețea lui Hristos, în predicare, în rugăciune, când Hristos este expus, într-un fel sau altă, acasă la mine sau aici, cu atât eu îmi voi pune mai serios întrebări cu privire la starea mea spirituală. Cu atât mai mult. Un om necredincios nu are cum să vadă frumusețea sfințeniei lui Hristos. Nu are cum. Nu există așa ceva. Un om necredincios nu are cum să aibă o aversiune față de păcat, decât dacă îl afectează pe el. Deci nu are cum el să aibă o aversiune față de un păcat care nu îl afectează în mod direct. Numai dacă ești născut din nou, ai probleme cu un păcat care nu te afectează cu nimic. Sau tu nu vezi că te afectează cu ceva și totuși ai o problemă cu el, că știi că e o travă în sufletul tău. Deci eu aș spune, testul principal pentru mine, pentru oricine, este dacă în viața omului acelui există o dispoziție spre Dumnezeu și o aversiune față de păcat. Asta e întrebarea. Prietene, când nașterea din nou asta este, când sunt făcut părtași firii dumnezești, sufletul meu, toate facultățile sufletului meu, deodată sunt orientate, opus la ce a fost orientate mai înainte. Eu înainte beam nelegiuri acapă, frate. Îmi plăcea să o fac, numai dacă mă afecta îmi părea rău. Practic, dacă mă prinde poliția, mie nu-mi pare rău că am depășit viteza. Mie îmi place să depășesc viteza, mie îmi place să merg cu viteză. Ce nu-mi place mie? Că mă pedepsește, consecințele. În momentul în care nu mai place să merg cu viteză, de ce? Și dacă m-ar pedepsine, nu mai place, domnule, nu mai găsesc plăcere în a călca legea. Acolo deja e altceva. Da? Și întrebarea fundamentală pentru noi, eu cred că asta este. Sincer, care este dispoziția vieții mele? Domnule, văd în viața mea o aversiune față de păcat pe care l-am comis, pe care nu l-am comis. Pe care l-am comis eu, pe care l-am comis altceva. Pe care l-a comis cineva și nu are niciun efect asupra mea sau are un efect asupra mea. Întrebarea este dacă în mine văd o repulsie față de păcatul din mine, în primul rând, și față de celălalt. Și dacă viața mea este dispusă spre Dumnezeu, orientată spre Dumnezeu, văd că în ciuda căderilor mele, Dumnezeu mă atrage spre sine. Dumnezeu mi se descoperă. Dumnezeu mi-arată frumusețea lui. Dumnezeu mă face să mă văd păcătos. Mă atrage din nou la el, mă cheamă din nou la el. Și da, motivul pentru care, într-adevăr, ai putea să spui, dacă e doar aspectul continuității, că toți trăim în păcat, cum ne acceptă Dumnezeu, nu? Că nicio faptă de-a noastră nu este desăvârșită. Cum poate Dumnezeu să accepte? Predicile noastre, a fost predica desăvârșită? Rugăciunile noastre, închinarea noastră, Dumnezeu le primește. Chiar dacă nu sunt desăvârșite, le primește în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? Evrei 13. El a ieșit afară, a suferit, să ieșim și noi afară și să aducem o jertfă de laudă. E jertfa aia de laudă perfectă? Nu! Dar ea este perfectată sau desăvârșită în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se uită la noi. Și aici falimentează Evanghelia predicată în general. Că Dumnezeu se uită la tine și tot trecutul tău, ieșteți pentru veci, tot trecutul, super, dar cu păcat pe care am făcut după botez, în trecut am înțeles, dar cu astea de după aceea ce se mai întâmplă cu el? Adevărul este că Dumnezeu se uită la noi când noi ne închinăm duminică dimineața și poate ne simțim mai leșinați, poate n-am dormit bine, poate cine știe ce. Când Dumnezeu se uită la închinarea noastră, se uită prin Hristos. Când noi avem cel mai grozavi performanțe din punct de vedere spiritual, Dumnezeu trebuie să se uite prin Hristos, pentru că altfel ar fi ceva mânjit înaintea ochilor lui. Când am cea mai bună predica mea, Dumnezeu trebuie să o vadă în Hristos. Când am cele mai bune cântări, cea mai bună zi a mea, zic, Doamne, am progresat în relația cu și Doamne, simt că sunt pe înălțim, am o perioadă în care sunt pe înălțim. Păi, dacă nu s-a uitat Hristos la perioada ta pe înălțim, dacă nu s-a uitat la Dumnezeu la tine prin Domnul Iisus Hristos, e egal cu zero. E o haină mânjită ca a necredinciosului. Deci motivul pentru care Dumnezeu nu ne vede continuând în păcat este pentru că suntem în Hristos. Eu sunt în Hristos și chiar dacă în fiecare zi păcătuiesc, pentru că sunt în Hristos, Dumnezeu nu mă mai consideră și nu mă mai vede ca unul trăind în păcat. Pentru că în viața mea, într-adevăr, chiar în timp ce am trăit, am făcut păcatele alea în fiecare zi. Eu sunt un om născut din nou.
În mod continuu eu sunt făcut părtaș naturii Dumnezeu. În mod continuu, chiar dacă am păcătuit în fiecare zi, Duhul Sfânt a lucrat în mine. În mod continuu. Există o contradicție într-un fel. Dar în mod continuu, Duhul Sfânt a lucrat azi viața ta, nu? În ciuda păcatelor tale. În mod continuu, nașterea din nou din tine a pulsat astăzi, nu? În mod continuu, astăzi, chiar dacă ai păcătuit, ai fost făcut părtaș fiului Dumnezeu. În mod continuu, astăzi, Dumnezeu este arătat la tine prin Hristos. În mod continuu, viața de înviere a lui Hristos s-a manifestat astăzi în viața ta, chiar dacă tu nu ai fost conștient de asta, în mod continuu. Ar fi necredit de mult, frate. Crede-mi, credincios asta. El e mai rău decât demonul. Deci eu cred că trebuie să vedem multitudinea de factori care face pe un om să fie mort în păcat și multitudinea de factori care face pe un om nou să fie un om nou. De aceea eu cred că predicarea doctrinară la un moment dat, când a avut una crize în viața ta, numai dacă ai învățat mai mulți factori, poți să te recalibrezi. Altfel, pe ce pui picioare? Pe ce te așezi, frate? Dacă tot ce ai știut, e că nu trebuie să trăiești în păcat, continuu. Am făcut mai multe păcate, ești pierdut, nu-ți născut din nou. Am chiar discuția. Asta este. Și asta e trauma în care trăiește o mare parte din evanghelismul născut din nou. O traumă continuă, o violentare propria conștiinței. Dumnezeu strigă din Evanghelie în Scriptură și oamenii sunt mințiți constant, duminică de duminică, li se înoculează tot felul de chestiuni de genul ăsta. Și nu ai cum să trăiești. Practic, ei nu spun nimic mai sfânt, sunt mai ipocrizi. Că trebuie să ascunzi păcatul ca să poți supraviețui cumva conștiința ta că nu trăiești din păcat. Trebuie să te minți cumva, nu? Tu-i vezi că ei trăiesc în păcat, dar tu trăiești în păcat. Nu, nu trăiesc în păcat. Deci tu nu faci un păcat voluntar. Nu, că cineva păcat cu voie. Om minte, trebuie să minte, că altfel nu poate supraviețui cu conștiința. Da, și din teologia asta proastă, decizii, întotdeauna de a masca păcatul, întotdeauna de a... Pentru că trebuie să trăim cu iluzia, da? Cu iluzia că noi nu suntem ca cei din afară, între ghilimele, da? În afara Harului Domnului Iisus Hristos, suntem exact ca și orice alt om, să fie foarte clar. Când există păcat în cadrul nostru, noi nu vrem ca să îl ascundem, noi vrem ca să îl iluminăm în baza cuvântului și să luptăm împotriva lui. Dar pentru că, și știm, am trăit toți experiențele astea, pentru că ei trebuie să trăiască cu impresia că trebuie să protejăm imaginea bisericii, trebuie să, cum se poate să știe lumea că la noi în biserică s-a întâmplat așa ceva? Pentru că s-a întâmplat. Da? Și pentru că ăsta e adevărul și trebuie să confruntați și dacă există pocăință reală, ceea ce va comunica biserica lumii nu este că noi suntem sfinți și ei nu îs, ci că noi suntem niște păcătoși, iertați în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, care credem și ne pocăim de păcatele noastre. Da? În experiența mea, cei mai liniștiți pocăiți, evanghelici, baptiști, penticostali și mai departe, sunt cei necredincioși. Ei sunt foarte liniștiți. Aia nu, când îți fac analiza de sine, ei sunt satisfăcuți. 10. Da? Eu, dacă stau de vreo cu cineva și îl întreb care-s baterile tale, cum te vezi tu în ochii tăi și îmi spune, frate, ok, ești bine, ok, ești pe nicăieri. Bălal eu de la zero cu Evanghelia. Hai să-ți explic cum stau lucrurile, da? Dumnezeu te-a creat, tu ai păcătuit, dar frate, eu spun ok, frate, dacă ești satisfăcut cu propria ta stare, una dintre lucrurile se întâmplă când oamenii vin la noi în biserică, eu am auzit-o frecvent, de la oameni care a durat mult, care ne-au vizitat și la un moment dat s-a schimbat ceva. Și îmi spuneam, nu mi-a plăcut la voi că plecam și mă simțeam prost de fiecare dată. Mă simțeam prost. Și eu ziceam, super, înseamnă că ne-am făcut treaba. Dacă ai plecat de aici și te-ai simțit prost. Da? Pentru că ar trebui să te simți prost când te confrunți cu cuvântul predicat, cu imaginea unui Dumnezeu de trei ori sfântul, trebuie să te simți prost. Și îmi zicea oameni, eu când duc la biserică acolo mă simt bine. Nu e ok. Trebuie să te simți prost. De ce? Pentru că ești păcătos. Și Dumnezeu e sfânt. Și dacă închinarea este întâlnirea cu Dumnezeu, prea te simți prost. Și după aia numai, când Dumnezeu spune, da, ești prost, ești pe nicăieri, ești păcătos, ești pierdut, dar totuși, eu te-am iertat, atunci te simți bine. Da? Doar că oamenii vor să se simtă bine, fără ca să se confrunte cu păcatul, fără ca să cadă înaintea lui Dumnezeu. Ei vor doar să se simtă bine. Și de aia se duc în biserici unde Evanghelia nu-i prezentă, dar ca să se simtă bine. Eu vreau să te simți prost, ca să fii mântuit. Deci e bine, dacă ai o neliniște, eu pastoral vorbim, dacă vii și îmi spui, frate, uite, am o neliniște, mă frământă chestia asta, eu mă bucur. Dacă mi-ai spune, Mihai, de când în biserica asta, eu mă simt super, eu cred că sunt ok, tot e în regulă, mi-aș face mari griji pentru tine.